Cel mai tranzitat punct de frontieră, Vama din Nădlac, are acum propriul centru de vaccinare. Inițial ar fi trebuit ca acesta să fie deschis non-stop. Lipsa cadrelor medicale face însă ca, deocamdată, acesta să fie deschis doar până la ora 20. În acest centru de vaccinare se pot imuniza toți cetățenii europeni care trec granița României. Primii care au călcat pragul au fost români din Austria și Germania. Nu am profitat. Și sper să profite cât mai multă lume. De unde veniți? În Germania. De unde veniți? Din Austria. Și acolo ați încercat să vaccinați? Nu am avut timp, nu am avut ocazia, dar a venit în România pentru alte probleme și aici la Vama mi s-a spus că se poate vaccina. Întâmplător m-am oprit să iau vinietă și am văzut centrul de vaccinare. Aștept de 2 luni, cred că trebuia să mai aștept vreo 2 săptămâni. Autoritățile mai spun că au constatat că în ultima perioadă se poate vorbi de un adevărat turism de vaccinare, în condițiile în care mulți cetățeni români care locuiesc în țări din vestul Europei sau cetățeni europeni din alte țări vin special la Arad ca să se vaccineze în centrele în care nu este nevoie de programare, în condițiile în care în țările în care locuiesc ar fi avut nevoie de câteva luni pentru a le veni rândul la vaccinare. Vaccinarea se face doar cu serul de la Johnson & Johnson, pentru care nu este necesar rapelul. În câteva zile dorim să facem aceeași demers și în trecerea Nădlac 1. Deci va fi centru de vaccinare și în Nădlac, și la Nădlac 2, asta de față pe care îl vedeți dumneavoastră, un program 24/24, cât și cel din Nădlac 1. Autoritățile spun că au găsit cu greu medici care să vină să muncească în centrul de vaccinare de la frontieră, motiv pentru care punctul va fi deschis astăzi până la ora 20. Dacă vor găsi mai mulți medici care să dorească să muncească în punctul de trecere a frontierei Nădlac 2, atunci centrul de vaccinare ar putea fi deschis non-stop. Încercăm să găsim soluții juridice, practic, prin care să dislocăm echipe din alte centre de vaccinare care să asigure o permanență în punctele din Vama. Practic, problema de resurse umane este cea mai grea de găsit. Este greu, este distanța, este lipsa de contării, practic. Centrul de vaccinare este amplasat pe sensul de intrare în țară la aproximativ 50 de metri de punctul de frontieră, astfel încât cei care vin special pentru vaccinare să poată întoarce chiar în zona frontierei și să nu mai fie nevoiți să parcurgă drumul până la prima ieșire sau intrare de pe autostradă.